Polițiștii serviciului de investigare a criminalității economice din cadrul IPJ Neamț au efectuat ieri nouă percheziții domiciliare în județele Neamț, și Dâmbovița și Ilfov la persoane bănuite de constituirea unui grup infracțional organizat obținere ilegală de fonduri și false în înscrisuri sub semnătură privată. Au fost puse în executare cinci mandate de aducere, iar trei persoane au fost reținute pentru 24 de ore în perioada octombrie 2020. 20 iunie 2021, grupul ar fi înființat trei societăți comerciale cu sediile în județele Neamț, Dâmbovița și Ilfov. În cadrul cărora ar fi angajat în mod fictiv 140 de persoane, ulterior membrii grupului infracțional ar fi solicitat de la agenții pentru ocuparea forței de muncă din județele Neamț, Dâmbovița și Ilfov subvenții în baza unor prevederi legale, prin activitatea infracțională s-ar fi cauzat un prejudiciu de peste 1,4 milioane de lei.